Bună ziua și bine am găsit la un nou tutorial, atât pot spune un clipa de față. Momentan e o pungă, e doar o pungă. Dar ce ascunde punga aceasta în ea, e de necrezut, că e ceva banal din perspectiva multora, dar este cel mai useful charger, atât pot spune momentan. Însă, hai să vedem punga. Ce ascunde această pungă? Este noul DualSense Charging Station de la PlayStation, efectuat de către aceștia. Însă, hai să-l deschidem să vedem ce ascunde înăuntru. Și încă un lucru, această negrală, nu vă speriați, e în regulă, nu o să moară nimeni prea curând, doar că mecanic de apartament, asta pot spune. Hai să luăm și noi una bucată cutter pentru a deschide această cutie, fără a deteriora prea mult. Nu sunt foarte bună asta, dar am rupt-o puțin, nu se supără nimeni. Și haide să vedem ce ascunde această cutie. Două cutii mai mici, pentru că asta face Sony de obicei. Să o luăm pe cea mare sau pe cea mică? Încă pe cea mică. Dacă mă uit eu bine, este cea mai penibilă cutie. Nu știu ce a făcut Sony asta. Este o cutie de dimensiuni medii, adică este că toată cutia, care ascunde un pic de maculatură. Nu știu, cutie pentru maculatură, ori n-au vrut să facă cutia mai mică, nu s-a putut sau... I don't give a shit. Și avem aici o garanție, este blank în clipa de față, dovedind că nu a fost niciodată în serviciu acest produs. Și aici este maculatura despre utilizare, cum se poate utiliza Gercher. Da, ceva în care, nu știu, trebuie să fii cretin ca să nu îți dai seama ce să faci cu el, dar hai să vorbim frumos. Deci o cutie inutilă, pe care am pus-o deoparte în momentul de față. Și cu asta cred că o dăm mai la o parte. Altă maculatură. Foarte ciudat. Această maculatură nu este într-o altă cutie separată. Este în cutia cu produsul. Aș putea face un roast, dar să ne abținem. Tot un ghid. Cred că... Da, foarte multă cutie inutilă din punctul de vedere. Copacii trebuie să... trăiască. Dar, da. Și avem aici un adaptor, practic transformator Sony, nu știu dacă se vede foarte bine, cu specificațiile necesare. Vedem mai departe. Și asta este tot un aluminiu ceva cu carton. Deci Sony dovadă clară că nu ține la copaci. L-am pus deoparte momentan. Acest cord, cum zic cei pe limba engleză, cablul de alimentare ce conectează transformatorul, alimentatorul sau adaptorul în sine, care este, înspre uimirea mea, extrem de lung. Este chiar lung. Este, nu știu dacă se vede cât de lung este, dar este foarte lung. Și... na. Bun, e chiar bun. Aici avem jucăria în sine. Este chiar jucăria în sine. O dimensiune, zic că e excepțională, prin care, wow, ce feeling plăcut. Două minusuri pe care le-am observat la acest produs sunt: acest plastic glossy, negru, este negru, un negru nenorocit, este atractor, atracție maximă de amprente, praf sau alte chestii super not estetic din perspectivă ochiometrică. Iar al doilea minus, din câte observ eu aici, este acest mat alb ce nu conține ce are joystick-ul. O chestie super excepțională din punctul meu de vedere. Am să le iau pe ambele. Aceste desene de PS, n-am un zoom atât de bun,
dar aceste rizuri, practic, nu sunt, efectiv nu sunt, este alb, alb mat și atât, nu o să fie negru mat cu alb glossy, dar în sine arată clar ca PlayStation-ul, același design, aceeași perspectivă, spatele arată superb. Și-a dat interesul, mai ales pentru acest preț. Hai să vedem charger to controller. Păi avem așa, charger, primul controller, trebuie să fie această poziție. Din păcate nu am tot unul alb, am unul negru, pentru că atât s-a putut. Și este foarte ușor de adăugat pe locaș. Văd că este destul de stabil. Stă foarte bine. Hai să vedem și pe partea alimentare cum stăm. Wow! Nice! Sunt tare curios dacă apare și pe versiunea negru. Pentru că dacă apare pe versiunea negru, în scurt timp returnez și fac schimb cu cel pe culoarea neagră. Dar aici au o priză. Nu o voi filma pentru că e doar o priză. Punem deoparte joystick-ul acesta, deoparte joystick-ul acesta. Locașul este foarte bun pentru că este în spate efectiv și nu afectează cu nimic. Deci e super ok, doar că trebuie să ai grijă unde îl pui, să nu strâmbi sau sunt doi sau mai bine să-l liber, pentru că automat se va deteriora acest capăt, se va întrerupe încărcarea și este bun de aruncat la gunoi. Ok, primul se alimentează. Și al doilea, surpriză, de asemenea se alimentează. Nu știu cât de mult se observă acel galben. Asta văd că este plin, nu am verificat, asta mai era încărcat la el. Dar, this is it, what is it? Nu cred că am altceva de spus despre el. Este extraordinar de useful. Pentru că, nu știu dacă ați auzit, dar Sony nu recomandă încărcarea prin Type-C, pentru că automat încărcare mai rapidă omoară bateria mai repede. Încărcarea un pic mai lentă prin acest dock păstrează bateria într-o viață mai mai îndelungată. Dar asta este jucăria. Așa arată. Și altceva nu cred că este de spus. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest tutorial, practic acest unboxing. Și mult succes! Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau specificații, comentariu și o să răspund cu cea mai mare încredere. Zi bună!